Primul subiect pe care vreau să-l comentez privește în egală măsură activitatea autorității electorale permanente, dar și implicațiile pe care le are neîndeplinirea de către această autoritate a unora dintre atribuțiunile pe care le prevede legea. Și am să vă prezint o situație la zi legată de constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. La o primă tragere, la sorți, am avut 134 de președinți și vicepreședinți ai secțiilor de votare care au fost înlocuiți. În general, pentru că fiu avut probleme legate de legătura de rudenie cu unul sau altul dintre candidați, fie calitatea de membru al unui partid politic, fie au refuzat să meargă în teritoriu la secțiile de votare unde au fost desemnați. Pe data de 2-12 a avut loc o nouă tragere la sorți, s-au completat din nou 78 de posturi de președinte și vicepreședinte și constatăm că din nou 13 dintre ei au probleme și nu pot sau nu vor să ocupe aceste poziții. Asta este deosebit de grav, pentru că pe data de 29-11-2016, birourile electorale ale secțiilor de votare trebuiau constituite, ori în absența președintelui și vicepreședintelui, constituirea nu poate avea loc. Ca urmare, nici procesul electoral nu este la momentul acesta condus de structurile legale care au atribuții în acest sens. Asta ce arată? Că la autoritatea electorală permanentă nu s-a făcut o evaluare corectă, la timp, a bazei de selecție pentru președinți și vicepreședinți, ba am constatat, cu surprindere, că majoritatea judecătorilor care ar fi fost primii îndreptățiți să ocupe asemenea poziție, au fost fie ocoliți de sistemul de selecție, fie au fost trimiși la tot felul de secții prin județul Dâmbovița, motiv pentru care cei mai mulți dintre judecători astăzi nu fac parte din structurile birourilor electorale ale secțiilor de votare. Situația aceeași pentru procurori, ori credem noi că magistrații erau primii îndreptățiți să ocupe aceste poziții și ar fi putut asigura desfășurarea procesului electoral în condiții de legalitate. O a doua situație. Am reclamat în urmă cu 2 săptămâni de zile la AIEP faptul că Partidul Național Liberal distribuie în județ un ziar cu titlul Opinia Dâmbovițeană, care nu avea înscrise datele care sunt absolut obligatorii, respectiv cine-i producătorul, numărul de exemplare, codul unic și datele de identificare ale mandatarului financiar. Deși au trecut 2 săptămâni de zile, până astăzi nu s-a făcut nicio verificare, nu s-a aplicat nicio sancțiune, deși noi am pus la dispoziție materialul distribuit, iar autoritatea electorală permanentă ne comunică cu foarte multă lejeritate că subiectul face obiectul verificărilor. Asta ce a dus? Sau la ce a dus? La faptul că zilele trecute, același Partid Național Liberal a distribuit în județ un supliment din ziarul România Liberă, supliment care de asemenea nu întrunește condițiile legale pentru a fi material publicitar, pentru că el nu este tipărit, sau cel puțin nu rezultă să fi fost tipărit la comanda Partidului Național Liberal și la fel nu prezintă elementele de identificare necesare, numărul de exemplare și codul unic al mandatarului financiar. Acest lucru cred că este generat de inactivitatea autorității electorale permanente și de incapacitatea ei de a asigura un climat legal de desfășurare a acestor alegeri. Ne punem întrebarea cam câte încălcări mai trebuie reclamate ca această autoritate electorală să se trezească și să își facă treaba. Cam astea sunt două subiecte și dacă vreți un comentariu, am înțeles din diverse surse că este prezent astăzi în județul Dâmbovița ministrul muncii. Nu avem nicio confirmare oficială, cel puțin în ce privește Consiliul Județean Dâmbovița, dar din datele pe care le am, este prima întâlnire de acest tip pe care o face acest ministru în vreun județ al României.
Eu cred că ea intră în categoria acțiunilor de campanie electorală, menite să încerce, pe ultima sută de metri, să acorde un sprijin Partidului Național Liberal, sub pretextul promovării anumitor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă pe care Ministerul le-ar fi luat prin acte normative și care au intrat în vigoare la data de 1 decembrie. Mi se pare totuși ciudat că ministrul, pe lângă faptul că e prima dată când face așa ceva și se deplasează într-un județ, mi se pare foarte ciudat că la aceste întruniri au fost convocați conducerile și salariații instituțiilor din subordinea Ministerului care nu au atribuții în implementarea acestor măsuri. Mă refer la Casa de Pensii sau mă refer la Inspecția Teritorială de Muncă. Vreau să spun că indiferent cine și de câte ori va mai veni săptămâna aceasta în județul Dâmbovița, în ce privește alegerile, zarurile au fost aruncate. Veți vedea că rezultatul va fi de departe foarte bun pentru Partidul Social Democrat și un rezultat foarte prost pentru Partidul Național Liberal. Vorbiți de incapacitatea ei, vă referiți la instituție, la nivel național sau la... Nu, este vorba de oameni de aici. Este vorba de cei care gestionează regiunea Sud-Muntenia cu foarte multă aroganță și cu foarte multă detașare de problemele pe care noi le reclamăm. Și dacă noi suntem, să spunem, competitori politici și am putea fi acuzați de subiectivism, eu vă fac astăzi precizarea că există de câteva săptămâni un conflict care a izbucnit între AIEP și membrii biroului electoral județean, între AIEP și judecătorii care conduc acest birou electoral județean, legat de modul în care se aplică legea, se asigură președinți și vicepreședinți, de modul în care s-a făcut instruirea pentru cei care participă la procesul electoral și de modul în care, în general, AIEP-ul se comportă în relația cu cei care, până la urmă, au pus la dispoziție toate mijloacele. Judecătorii și prefectura. Păi, există, în primul rând, că e un anume tip de fraudă. Pe de o parte, pentru că cheltuielile făcute de Partidul Național Liberal nu sunt comensurate la momentul ăsta, nu avem nicio certitudine. Ce s-a produs, cât s-a produs, cine a produs, în ce condiții s-au produs respectivele materiale, după cum este posibil ca unele dintre ele, cel puțin suplimentul de la România Liberă, să fie fost achiziționat, da? Din surse care nu sunt transparente potrivit legii. Ar fi trebuit să facă plata din contul Partidului Național Liberal un mandatar financiar pe un material care conține elementele prevăzute de lege. Ori, dacă nu conține elementele astea, înseamnă că sunt bani negri și este clar o infracțiune foarte gravă săvârșită de cei de la Partidul Național Liberal.